un alt cântec care se regăsește pe albumul Mai sunt eu, are o poveste interesantă. Eram la un festival la Brașov împreună cu bunul meu prieten Valentin Voran, că noi așa poeți, artiști, umblăm peste și seara înainte de festival i-am spus că umblă prin cap, așa cum îmi umblă mie de obicei, o bucățică muzicală și am cântat-o puțin. Vreau să vă spun că acest cântec, Plutire se numește, a fost scris atunci, în jumătate, nici nu știu. Nu am avut prea mult de lucrat la el, pentru că el a curs pur și simplu și tot timpul spunem că ne-am simțit așa niște canale prin care Doamne, Doamne a transmis ce avea de transmis. Plutire. La, acum câțiva ani, în sarea
ei și am găsit niște versuri foarte frumoase. Chiar de curând am și postat pe pagina mea de Facebook. Apropo, vă invit să intrați pe canalul meu de YouTube, că așa se face, să spunem, da? Și să vă abonați la canalul meu de YouTube, nu costă nimic, un simplu click. Puteți face lucrul ăsta. Dar puteți veni și pe pagina mea de Facebook, atât pagina cu prieteni, cât și pagina oficială. Și am, cum spuneam, am postat acest cântec. Nu l-am cântat prea des prin recitaluri. Nu prea m-au prins recitalurile toamna, așa. Ce faci în toamna asta? Cumva, după ce am scris melodia pe versurile lui Năluțu, m-am gândit că aș putea să fac, deși nu sunt eu Vivaldi, dar m-am dus așa cu gândul, să fac așa o serie cu cele patru anotimpuri. Vara, toamna? Am vara, deși s-ar putea să mă mai gândesc. Mai trebuie primăvara, așa că vă provoc, poate ne vine o idee împreună. Și tot o să plec eu de aici, de pe... Lasă, tu ai aici. Ce faci în toamna asta? Prindu-se